De ieri, programul transportului public în comun este restricționat cu unele excepții. Între orele 5, 9 și 12, 17 circulă 63 de autobuze pe 16 trasee, 20 de tramvaie pe 4 trasee și 2 microbuze pe 2 trasee. În intervalul 18-22 vor circula 30 autobuze pe 16 trasee și 10 tramvaie pe 4 trasee. Accesul călătorilor se face pe bază de titlu de călătorie valabil și legitimație de serviciu, fiind obligatorie purtarea măștilor de protecție și a mănușilor de unică folosință. Pot folosi transportul public în această perioadă cadrele medicale și nemedicale din sistemul public și privat, farmaciștii și angajații fabricilor de medicamente. De asemenea, factorii poștali, asistenții sociali, pacienții cronici, angajații MEAI și MEAPN, donatorii de sânge, voluntarii, personalul din Ministerul Justiției și cel angajat în distribuția și vânzarea produselor alimentare.